Bună dimineața, stimați prieteni, să vă fie și ziua de astăzi. E marți, au trecut sărbătorile zilele Sucevei, au trecut sarmalele, au trecut moaștele, a trecut mai tot ceea ce era legat de zilele Sucevei, de o parte importantă a sărbătorilor de aici, mă rog, din zona lunii iunie. Au trecut și ploile sau nu, pare să că nu, vor mai rămâne pe la noi, pentru că astăzi, 25 iunie, o zi de marți, temperaturile vor fi undeva, ca și maximă, vorbesc undeva în jur de 27 de grade Celsius, minima pe la vreo 18, cer cu soare și cu ceva norișor și poate chiar și ceva strop de ploaie, asta ne spun specialiștii. Unde? Greu de spus. Adică au apărut fenomene de genul într-o localitate, jumate cu și jumate fără, adică jumate cu ploaie și cealaltă jumătate fără ploaie. Deci orice se poate, cum spuneam, greu de spus unde, ce și cât va fi. Cert este că nădăjduim ca lucrurile să nu intre în zona gri, adică să nu fie cu inundații, eu știu, grindene și așa mai departe, orice este legat de, nu știu, motiva de descărcările electrice, poate chiar incendii. Sperăm ca lucrurile să fie bune în continuare. Șansele pentru deprecipitații astăzi ajung undeva pe la 80%. Lucrurile, spuneam, prin această prismă a zonei meteo, nu arată chiar foarte, foarte bine. Cu toate astea, și mâine se pare că va fi la fel. Săptămâna asta va fi o săptămână mai în ton, așa. Adică am avut o primăvară și un început de vară cu foarte multă apă. Greu de spus ce se va întâmpla în continuare. Cert este că avem astăzi, avem siguranța un horoscop extraordinar, pentru că, bună dimineața, Ada, spuneai de ieri că astăzi totul va fi bine. Da, astăzi e ok. Dimineață un pic de confuzie sentimentală, avem senzația că ne aflăm prinși între două opțiuni care nu pot fi reconciliate. Spre seară o să constatăm că totuși se poate să le reconciliem, adică se poate găsi calea de mijloc. Și în privința asta cred că ne ajută Jupiter, care se pregătește să intre în noaptea asta în rac, și asta ne face, fiind pe ultimul grad de gemeni, ne face dornici să rezolvăm, adică vrem să vorbim, știi, avem senzația că e azi, să comunicăm, da, să găsim soluții, să... Exact, e un fel de tensiune, pentru că nu e ușor să ne adaptăm imediat la transitul ăsta dintr-o vibrație pe cealaltă, dar eu cred că se poate. Deci important e să dorim. E un fel de probă de maturitate emoțională astăzi, cum gestionăm relațiile sentimentale, ce suntem în stare să înțelegem din ele, din ce ni s-a întâmplat până acum, vedem doar partea rea, vedem doar partea bună sau reușim să găsim calea aceea de mijloc până la urmă. Ideea este că am avut o reclamă care spunea foarte sugestiv pe vremuri, dacă vrei cu adevărat, poți nu? Da, cam exact. Putem concluziona, nu? Deci dacă vrei cu adevărat, astăzi poți. Poți orice. Important. Și chiar la pe nivel sentimental, ce spui, se întâmplă dimineața? Dimineața e bine să lăsăm în pace lucrurile, să nu încercăm să forțăm într-o direcție sau alta, pentru că e confuzie. Deci o lăsăm mai spre după amiază, după ora 4-5. Asta e cu sentimentele. Adică cu sentimentele și în general. Și în general, pentru că dacă nu stăm bine în plan emoțional și ne tot frământăm interior, nici, știu eu, cu alte lucruri nu avem răbdare. Până la urmă, că rămânem prinși acolo. Cuvântul cheie, răbdarea. Da. Cu răbdarea treci și marea. Și cu rău, nici măcar hedonismul nu poți să-l rezolvi. Da, apropo de asta, nu o să discutăm foarte mult, dar am văzut până și în declarația lui Ștefan Băișanu, lui Ștefan Suceveanu, am văzut că spunea cineva în presa de astăzi, s-a strecurat și clerul, că a avut o reacție în altă sensie, Pimen, vis-a-vis de ceea ce spunea la un moment dat Băișanu despre Sodoma, spunea el că, mă rog, era de lăudat reacția pe care a avut-o Băișanu. Nimeni nu spune dacă reacția era una potrivită sau nu, modul de exprimare. Noi discutam despre ceea ce putea să spună, mă rog, apropo de fundulețul și fericirea și despre descoperiți femeia. Probabil că asta e descoperit de tare mult timp, dar dacă viitorul preot Băișanu, că am înțeles că face studii teologice pe undeva, nu știu, pe la mare, așa că mai trece pe acolo să se mai bronzează un picuț, ar trebui să știe că apucăturile astea de genul ăsta sunt mai din totdeauna, până și cartea, adică în lumea și pământul, adică nu știu dacă chiar de apucăturile astea sunt apucături și cu asta basta, adică, mă rog, s-a discutat foarte mult, probabil că trebuie pus într-un cont de umbră, pentru că
Deja am reușit. Să se mai discute. Deja, o să se mai discută, sigur să o să se mai discute. Deja am ajuns ușor, ușor noi, Suceava, când n-avem așa, uite să ne mai scoate așa unul din, câte un lider politic, ne mai scoate așa din anonimat. Unul cu fundulețul, altul cu nu știu ce credite agricole, deci tot felul de chestii de genul ăsta, care mai de care dă fără valoare. Tema zilei, tema perioadei pe care o trecem este Muntenegru, accidentul, un accident groaznic acolo, 18 morți, nu parcă așa ceva, foarte mulți răniți, paradoxal se pare că cei care nu purtau centuri de siguranță au scăpat cu viață, toți ceilalți, pentru că au fost prinși acolo, au murit, cei care nu aveau centuri au sărit, au fost aruncați efectiv pe geam afară. Se pare că lucrurile și prin prisma șoferilor nu au fost foarte în regulă, nu? Am înțeles că cel care conducea a cam tălpuit-o așa, i-a cam dat un picuț, s-a jucat cu accelerația, o depășire, mă rog, o curbă la ieșirea din tunel și toate astea au dus la tragedia asta. Mâine se pare că Victor Ponta spunea la un moment dat că va decreta doliu național. Foarte multe victime chiar din aceeași casă, în sensul rude, pentru că era aproape un turneu, să spunem, familial, făcut așa între prieteni, familie și așa mai departe. Un semn de întrebare așa legat de cum se ajunge șofer, cine ajunge șofer și așa mai departe, vis-a-vis de școala asta de șoferie, știi? Da, și cât se exagerează, pentru că toți știm că oamenii ăștia fac curse totuși foarte dese, pleacă, nu se odihnesc suficient și așa nu mai au răbdare, bănuiesc. Cred că e o uzură, totuși nu mă pricep. E răbdare, probabil că ei au, nu știu dacă răbdarea nu e în zona lor, răbdarea în zona patronilor, pentru că patronii îi aduc dintr-o cursă și îi trimit în altă cursă, da. Așa mai departe, fără să țină cont de timp, de perioadă, de odihnă și așa mai departe, doar pe principiul profitului. Și e un profit, cum să spun eu, un profit gestionat de perioadă, de că e perioada de vară, acum se fac bani, să zicem, în zona asta și restul, oboseală și toate astea sunt nu numai în zona asta, sunt și în zona transportului. Bine, aici e foarte periculos pentru că vorbim de transportul de persoane, dar și în zona transportului de marfă, să spunem așa, e același lucru, adică tot așa de ăștia care aleargă pe drum și nu se odihnesc și mai tot timpul sunt plecați și de acolo intervin și lucrurile astea. Nemaipurând că s-au mai reglementat așa între timp, că erau foarte și obținerea permisului de conducere era pe vremuri ușor, ușor, dar pe vremuri era floare la ureche, adică se putea orice, de aducem aminte cazul nu piedone, Pitești, școală de șoferi, nu, examen, nu, permis, da, ceva de genul ăsta. Și nu numai el, era o întreagă protipendadă, așa, care a făcut chestia asta. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat. Greu de spus ce vor, ca și concluzie, ce vor concluziona autoritățile. Am văzut chiar un interviu cu patronul firmei de transport, care spunea că habar n-are să evalueze dacă se simte sau nu responsabil de ceva. I-aș spune că ar trebui să se simte responsabil, pentru că vorbim de oameni, de pierderi, de vieți omenești. Nu știu cum ar putea trece mai departe, vorbim de 18 persoane care nu mai sunt. Și asta motivat și de, nu neapărat că, mă rog, un angajat al lui a comis-o. Unul din șoferi, nu știu, spuneau din cei doi șoferi, unul a murit, celălalt era într-o stare relativ bună, adică, mă rog, scăpase din tot ceea ce a însemnat evenimentul nedorit din Muntenegru, o zonă foarte frumoasă, spuneau, dar o șosea a morții, a groazei, nu știu cum era denumită de localnici de acolo. Localnici au fost, ai văzut, foarte, foarte săritori. Autoritățile, toată lumea s-a mobilizat foarte, foarte bine. Chiar mă întrebam la un moment dat, Doamne ferește, cum ar fi fost la noi? Deci, se înșirau 20 de babe care să caște gura. Probabil că se găsea cineva, eventual să scotocească prin bagaje. Nu vreau să fiu rea, dar s-a probat chestia asta. Cu merele, care, cu, nu la noi, cu tirul răsturnaș, cu merele strânse de pe când, sau barabolii, ce era pe la Poiana Stampe, nu știu până la aia. Asta iar mi-aduc aminte una din... Da. Ce televiziunile n-au ratat cum să vorbească foarte mult de chestia asta și au făcut celule de criză, am văzut la
Podgorița, plecat, au donat făcut sânge chestii. Oamenii, mie asta mi-a făcut, s-au mobilizat foarte. Pentru răniți. Singuri au venit, spuneau chiar că au venit localnici și ca niște adevărați alpiniști au coborât în rapel, cum se cheamă chestia aia, nu? Cu coardă, cu chestii, așa mai departe, au coborât și au fost foarte, foarte săritori. Foarte, mă rog, foarte operativ, să spunem, până au venit și autoritățile s-au mișcat foarte repede, au venit și salvatorii foarte repede și s-au mobilizat și lucrurile au putut să fie, să nu aibă o dimensiune mai mare, pentru că ar fi putut să aibă o dimensiune mult mai mare și nu doar 18 morți cât s-au fost înregistrați până la această dată. Adică cred că este un bilanț final. Da, și apropo de mobilizare și de ceea ce fac oamenii la un moment dat prin alte țări, excluzând, bineînțeles, România, vreau să spun despre Bulgaria, ne tot întoarcem la ea, că Bulgaria e foarte vizitată în perioada asta de români. Românii aleg să-și petreacă concediile în Bulgaria. De ce? Oare de ce? Pentru că, hai să enumerăm niște chestii. Condiții se pare că mai bune. Tratament mai bun. All inclusive, care în România nu există, inclus în pachet așa. Există prețurile, doar cu titlul în România. Există cu titlul, că altfel nu e, da. Prețurile foarte bune și tratamentul unul se pare pe măsură. De aceea românii aleg să facă, să-și facă vacanțele în Bulgaria. Și nu numai vara. Am observat o chestie asta iarna, chiar mă uitam. Până și iarna, Bulgaria este mult mai atractivă decât suntem noi. Da, noi, România. Mini vacanțele astea, românii s-au învățat și ies. Da, plec, că mă duc acolo, acolo stau mai mult, mai bine, sau cu bani mai puțin, fac o chestie mult mai frumoasă decât aș putea să o fac în România. Bulgaria, spuneam, a început, se mișcă cu mult mai bine decât ne mișcăm noi. Paradoxal sau nu, chiar nu știu ce să cred. Pentru că l-am văzut, spre exemplu, președintele Bulgariei, care spunea despre, aici undeva cred că am, care se mândrește cu modul în care protestează cetățenii. Spunea Rosen Plevneliev că cetățenii vis-a-vis de protestul pe care l-au făcut împotriva acelei numiri controversate, acelui personaj controversat, au protestat și președintele era foarte mulțumit că bulgarii protestează și protestul lor a avut și rezultate. Deci se poate. Deci se poate. Poate învățăm deci se și poate. Noi de la alții, nu, nu știu, învățăm, suntem inerți complet, nu învățăm. Deci noi nimic. Tot dădeam chestia asta cu gazele de șist, care au făcut foarte mult în Bălău. Niente, nimic, zero. Orice altceva. Auzim chestii de genul, a crescut producția industrială în Suceava cu 14%. Pe țară e 2%. A noi 14%. Deci prosperitate e puțin spus, adică noi suntem așa un fel de land Bavaria. Nu? Da, și să ne gândim că toate datele astea ajung la București, nu? Colectate din toate județele țării, unde Suceava arată foarte bine, așadar Ponta zice, mai taie, bă, că e prea mult da, acolo. Uite, ăștia se mai descurcă, taie, bă, ăștia au bani minunat. Prea mult. Păi cum vei tu, bă, Nichifor, să-mi ceri mie bani, bă, dar la tine acolo ai bani pe toate drumurile, adică aproape că-i mături, nu? De la 2 la 14, cei de 7 ori, da? Adică aproape că-i mături banii ăia și ce vii să-mi ceri mie finanțare? Că eu nu vezi că eu mă năcăjesc cu românica asta care vai de capul ei, tu ai bani, mă, acolo, la tine prosperitatea e la ea acasă. Cifră de afaceri, nu? Era cât ieri? 4-7% mai mult decât aceeași perioadă anului trecut. Toate cu mult mai mult. Toate cu mult mai mult. România este pe culm, ca să zic așa, din punct de vedere economic, pe culm de glorie. Și noi suntem calici, amărâți, săraci, fără salarii, fără nimic, vai de mama lor. De pe o zi, vai de mama noastră, așa, vai de, o zi, de pe o zi pe alta. Și cu toate astea, însă, suntem super liniștiți. Asta este o mare calitate pe care o avem noi. Și asta au văzut-o, știi, de-a lungul timpului, că de acolo ni se trage, știi? Că noi de-a lungul timpului am fost foarte liniștiți. Bă, ne-au cocoșat ăștia cu dări, cu ne-au bătut, mi-aduc aminte filmele de genul istorice din care trebuia să mai tragi câte un învățământ, așa. Mi-aduc aminte chiar de Neamul Șoimăreștilor, spre exemplu, nu? Cu, nu? Bătaia cruntă, bătut, chestii, că nu dai, că nu faci, că nu, așa mai departe, degeaba. N-am învățat nimic. Stăm cocoșați, o luăm pe cocoașă, ne cocoșăm din ce în ce mai tare, ne din ce în ce mai greu, dar cu toate astea suntem liniștiți. Cu da, pentru chiar. Că așteptăm să facă alții pentru noi, nu avem... Da, noi într-adevăr cu chestia asta ne percepem tare pică, pară, mălăiață, în gura lui nătăfleață. Gigi Becali astăzi împlinește niște ani, au venit călugări de la Atos să, mă rog, să facă tare multe chestii de pe devere religios. Poate mergea și Ștefan, nu? Ștefan Suceveanul poate mergea și el până acolo.
Nu, era o chestie, poate participa la slujbă. Că, mă rog, încerca și el să se lipească, poate cine știe. Aveam și noi o pilă la Muntele Atos. Deci, spuneam, are o vârstă, încearcă tot felul de lucruri doar să iasă din pușcărie. Ceea ce nu înțelege, ceea ce chiar nu înțelege Gigi Becali și nici cei de pe lângă el, e un lucru simplu. E vorba de faptul că de precedent. Ceea ce ar trebui să înțeleagă el este că vorbim despre precedent. Vorbește Gigi Becali și spune, băi, da, dau banii care se consideră că i-am prejudiciat, îi dau înapoi. Am făcut nu știu ce chestii în Românica de 30 de milioane, donații, ajutor, operații, foarte adevărat, nimeni nu le contestă. Nimeni nu le contestă, nu le pune în balanță. Pentru asta ar trebui să fiu grațiat, președinte, cetățeanul Băsescu, am văzut tot felul de discuții pe tema asta și de cereri venite din partea lui Gigi Becali. Până aici totul e în regulă. Dar cu precedentul, ce ne facem? Nu e vorba de precedent aici, e vorba că e într-adevăr foarte greu pentru un om oricare să ajungă în închisoare. Doamne ferește! Oricare dintre noi, poate și mai mult. S-ar crea un precedent pentru că dacă ar fi, de aia spuneam de precedent, pentru că dacă ar fi să se întâmple cu Gigi Becali, da, ceea ce își dorește el, sau mă rog, ceea ce își doresc foarte mulți oameni, că eu sunt convins că sunt foarte mulți pro-Gigi Becali și n-am nimic împotriva lor, dar cu precedentul, cu faptul că ai crea un precedent. Și atunci toată lumea pușcăriabilă ar spune, băi, dar cu Gigi, adică, de ce? Și cu mine, nu. Da, nu contează de ce. Ai greșit în fața legii, ai o pedeapsă de ispășit, stai acolo. Ceea ce ai făcut bine e super ok, e una creștinește discutând, nu, ai făcut lucrurile astea, lucrurile îți vor fi răsplătite, dar pedeapsa și fapta așa mai, pentru că, iarăși repet, nu, pe mine găinarul ăla care stă 3-4 ani la Mititica pentru că a umblat în cotețul de găini și a luat de acolo și a mâncat niște fripturi un picus la un moment dat, știi, niște rotisoare a făcut, da? Ăla stă și spune, bine, bă, dar nea Gigi a făcut o jupaia și paia și era așa și el a ieșit afară că i-a dat drumul nea președintele. Păi, o să facem și noi, dar adică eu ce am? Îi dau alea, mă, găinile înapoi să mă lase și pe mine acasă, nu? De-aia spuneam un precedent, da? Poate fi unul foarte, foarte periculos. Chiar dacă, cu riscul să ne repetăm, nu? Lucrurile sunt acolo, nu este foarte comod, nu-i bun, nu? Se poate discuta foarte mult de vaga pe chestia asta. Am auzit că există, știi, compensări din astea. Legea spune una. Bine ar fi să învățăm să o respectăm, că ne convine sau nu ne convine, da? Nu cred că îi scrie undeva în legislație că dacă dai bani înapoi, gata, ești scutit de... Rămâne fapta, încep să zică procurorii, bine, bă, da, dobândă, da, ajungi, le întinzi la infinit. Nu știu dacă asta neapărat rezolvă sau nu problema. E greu de spus. Cert este că, mă rog, o întreagă discuție și pe această temă. Suntem primiți în 2014, vom fi primiți în 2014 cu brațele deschise în United Kingdom, în Marea Britanie. Cel puțin asta ne spune ambasadorul Harris, ca să nu, excelența sa, ambasadorul Harris, Martin Harris, mai degrabă spuneam Camila, că era mai ușor, deci Martin Harris, ambasadorul Marea Britanie la București, spune că românii vor fi primiți cu brațele deschise sau, mă rog, vor fi lăsați să intre cu brațele deschise și să muncească și așa mai departe, toate însă în condiții legale în Marea Britanie și tot scandalul ăsta, care a fost, că de la început, doamne, a fost tot discutat vis-a-vis de români, că nu sunt doriți, că nu sunt primiți, că să plece, că să vină, că nu-i primim, că nu... Toate astea, de fapt, nu este altceva decât o discuție, pentru că faptele sunt cu totul altele, ei vor fi, sau în mod, noi vom fi primiți acolo cu brațele deschise. Da, și fără discriminări. Bineînțeles că nu cred că englezii pot să aibă ceva, sau oricare nație de pe planeta asta, ceva împotriva unui om care vine să muncească. Ei au o problemă cu cei care stau cu mâna întinsă. Deci eu nu, că aici lucrurile diferă, sensibile. Da, acolo sunt discutabile, într-adevăr. Cei care nu muncesc, care stau la cerșit, cei cred care că au suficienți infractori și nu le mai trebuie și ai noștri. Cântăreții, da, de la opera, din metrou, nu, și așa mai departe, din stațiile de autobuz, din gări, din trenuri, din tot ce vrei, nu? Eu știu, statuile, spuneam eu săptămâna trecută, pe care le găsești mai peste tot și care sunt, într-o oarecare măsură, și de origine de naționalitate decât de origine de cetățenie română. Deci cam așa stau lucrurile. Probabil, într-adevăr, cei care își fac treaba vor fi primiți cu brațele deschise, ceilalți să-și vadă de treabă, pentru că vor intra noi iarăși în contradicție cu legea. La cât au intrat,
Nu știu dacă chiar îi doare foarte tare. Avem atâția medici, atâtea asistente, doar uite, tot se discuta că ne pleacă medicii și asistentele. Lucrează în UK, dar în Anglia, de ani de zile, n-au nicio problemă, nu arată nimeni cu degetul. Ba din, bine, contră. Din contră, ba da, din sunt contră. Foarte bine văzuți. Deci problema nu este aia, nu... Vorbim la calității omului, vorbim despre ea vorbim. Valurile vorbim de calitate. Cei care se duc acolo și dorm pe străzi și așteaptă, ca și aici, pentru că și aici fac aici același fac... lucru. Așteaptă la vin școală, aici nu se construiesc pagodă. Da. O fac pagodă, mare chestie și, bineînțeles, nu impozite, nu nimic, pentru că statul ăsta ce mi-a dat ca să-i dau și eu lui, nu? Apropo, statul ne dă de la 1 iulie și ne dă cu dărnicie, se pare, un stat foarte darnic, statul român, un stat român condus de această alianță USL, cu dărnicie maximă de la 1 iunie ne ridică prețul la gaze. Ce va însemna asta? Cel puțin prin prisma celorlalte prețuri va însemna probabil o ieftinire nouă, o scumpire. Cel puțin asta ne spune un tip de la președintele RomAlimenta și zice el cam așa. Majorarea prețului la gaze se va repercuta asupra întregului lanț alimentar, adică toate prețurile vor crește pentru că într-un fel sau altul sunt legate de zona gazelor naturale. Păi normal crește prețul de producție, bănuiesc, nu acolo unde sigur se... că da. Lucrează pe bază de, nu, cu gazul, cu așa, dar ai uitat să zici că se ieftinește curentul electric. E o inițiativă, își dorește Niță și cu Ponta. Cu cât? Cu 1,3%, știi de bine, da. Păi da. Deci o știe din asta, deci nu ne... Adică cu 1, rămân bani de o cafea, poate chiar două. Deci dacă aveți, hai ca să facem o socoteală așa, nu ca să, că eu cu matematica, deci dacă la două luni, dau un exemplu, da? Deci dacă la două luni plătești 2 milioane, da? Dacă ți se ieftinește curentul, plătești cu 2 lei mai puțin, adică cu 198, nu 200. Bă, dar rămâi cu două cafele. Și aleați de la două cafele de la automat. Că n-ai de o cafea să mergi la Cârciu Mânai, că e vreo 5 lei, cred că ai acolo. Deci o cafea de la... aia de plastic la automat, mai că ai putea să te descurci. 1% spune? 1,3, da. E... Iar cu gazul, la fel ca și cu energia, nu? Trebuie să creștem, să ne aliniem la prețurile Uniunii Europene, de salaria, ar ajunge și salariile noastre la nivelul celor din... Ajung, de pe care le depășim. Păi da, ieri, fără să-mi dacă dau seama așa, nu că îmi dau tare seama de ceea ce fac în general, dar ieri tot fără să-mi dau seama, am nu prognozat euro și prețul ca să fie foarte clar. Adică cât e un euro, nu un leu egal 4, euro. Păi da, mai azi, pensia, adică vorbim de o pensie de 350 de lei care o să aruncă într-un teatru 1500 de euro. Ce vorbim? O să spună țăranul, băi, dar mai luați-mi. Mai luați-mi, că e prea mult deja, e exagerat. Cum vor crește prețurile? Ai, da. Deci, chestia cu țăranul te-a inspirat? Când dai drumul la melodie asta. La o margine de sat, mă. Deci, la revedere, eu am plecat, îmi vedem mâine. Pot? Cu ce am greșit? Ce-am făcut rău de dimineață? Păi mă gândeam acum și la asta cu, la margine de sat, așa, mi se pare că fix așa suntem noi, știi, stăm la o margine de sat și ne văicărim pe acolo. Noi stăm la o margine de lume, da, așa, de sat, scriem, de lume, de uitați, dar noi suntem la o margine în general, așa, suntem marginalizați, dar parcă asta păi mai contează. Păi că ne punem singuri acolo, adică nu ne trimite nimeni la colț. Nu, dar ne place acolo. Nu, ne place acolo, stăm acolo. Și de acolo ne plângem. Băi, n-avem, uite, prețurile, cum vor crește, ci că în perioada imediat următoare prețurile vor fi undeva în jur de, creșterile vor fi undeva în jur de 7%, dar până la finele anului vor ajunge undeva spre 15%. Adică nu 1%. Adică în lângă 1 mai e un 5 și fără virgulă între ele. Da? Adică 15% prețurile alimente. Hai să facem o socoteală așa, adică să ne uităm la ce să ne uităm? La carne? La carne. La carne cea de toate zilele, nu? Să spunem, nu mâncăm carne? Ne uităm la bureni, ne uităm la aia, la ce ne uităm? La rucola. Rucola fiind de la păpădii, aia îi cheamă rucola, nu e ala? Nu e ala, nu e ala. Dar, că pe aia o găsești, zi? Carnea a ajuns într-adevăr de lux pentru cei păi care nu mai mănâncă, e într-adevăr. Dacă mai dau 15%, bun, au o problemă și producătorii, foarte adevărat. Dau și consumatorii în aceeași măsură o problemă. Și dacă mai pui acolo încă 15% la o carne, habar n-am. Dăm și un exemplu așa aleatoriu. Nu?
mai pui pe lângă 15 lei, mai adaugi pe kilogram, mai adaugi acolo încă vreo 3 lei, s-a dus cafeaua pe care ai economisit-o de la niță. Așa da? Da. Așa. Așa da. Deci e treaba de socoteală. Nu prețese socotelile, știi? E un picuț complicat. Și atunci, dacă până pe așa ajungem cu prețurile urcate, șomajul nu crește în România niciodată, scade șomajul, deci vorbim de cei indemnizați, bunăstarea e la ea acasă, deci nu avem ce să ne facem griji cu chestia asta cu 15% și cu urcarea prețurilor, nu? Da, nu știu, mă întreb când o să ne trezim din coșmarul ăsta. Niciodată. Niciodată, nu o să ne trezim niciodată și asta pentru că așa suntem noi. Pentru că așa e nația asta. Spunea unii, bă, o nație blestemată. E, bă, n-ai, bă, hai să fie. E o nație de... ăștia suntem o populație, nu suntem o nație. Nici măcar o nație nu suntem. Trebuie să ne intre în cap că nu o să reconstruiască nimeni țara asta, că până la urmă aici e vorba de o reconstrucție așa, din temelii, clar, pentru că clar, suntem da. La pământ, suntem varză, suntem la pământ. Nu o să vină nimeni altcineva decât noi, fiecare în parte, fiecare cu ceea ce știe să facă, trebuie să pună mâna și să facă. Dacă te pricepi la agricultură, faci agricultură, nu șezi în oraș ca să-ți plătesc eu apa. Dacă te pricepi la reparat pantofi, te apuci și repari pantofi, pentru că este nevoie, deci chiar este. Chiar acum, da? Da. Acum, da? Să zicem, da. Așa, dar nu doar dacă acum, te pricepi deci... la pus pedeși la pantaloni, fă-o. Da, poate exact. Poate să fie chiar modernă chestia asta, nu? Deci dacă nu te pricepi la economie, implică-te. Dacă te pricepi la, nu știu, industria alimentară, la frământat și la făcut prăjituri, apucă-te. Și ceea ce e foarte important, trebuie să faci lucrurile astea toate, să le faci cu seriozitate. Pleacă de la premiza următoare, că atunci când faci lucruri bune, de calitate, fiind serios, fiind cotat ca o persoană, ca o firmă serioasă, lucrurile pot fi benefice. Nu se întâmplă mâine, numai că noi suntem adepții tunurilor. Nu se întâmplă mâine, dar ușor, poi mâine, răspoi mâine, lucrurile vor funcționa, intră într-o normalitate și atunci nota bene pe care o primești la un moment dat poate, sau mă rog, se reflectă în cifra de afaceri și în ceea ce faci tu și bineînțeles în bunăstare, pentru că asta se întâmplă și lucrurile astea intră într-o roată frumoasă așa, care merge bine, nu scârție, nu te urducă, nu-i ruptă, nu-i vai de mama ei. Știi că se vorbea acum câțiva ani în urmă, cred că în anii 90, de generația de sacrificiu. Ei, generația de sacrificiu, nu pot să spun că a făcut ceva concret. Deci nu a pus o bază sănătoasă. Noi nu avem deocamdată nicio bază în România, niciun sistem care să funcționeze coerent. Nu există legături între sistemele care... Sistemul parlamentar. E bine, ăla este stat în stat acolo. Tot o altă lume. Da, și atunci probabil că ar trebui o generație de sacrificiu, în sensul că probabil oamenii aceia nu o să ajungă la profituri mari sau de ei trebuie să pornească roata cineva, trebuie să pornească mecanismul. Dar deocamdată în România toată lumea așteaptă. Roată, roată, mai învârtă-te odată. La noi de tot învârtit și tot degeaba. La, și la ce ne-au ajutat? Par exemplu, marile lanțuri de hipermarketuri au vândut anul trecut cu până la 25% mai mult față de 2011. Au vândut marfa cui lanțurile alea de hipermarketuri? Au vândut produse românești cumva? Aha, nu, păi vezi, nu. Apropo, nu, dar de roata ce aia care... Păi da, uite, am fost în Turcia, eu mă raportez foarte mult acolo pentru că oamenii chiar muncesc și chiar produc. Am intrat într-o, nu spun acum nume, să nu fac pe aici reclamă, dar mare, deci market, care există într-un hipermarket, care există un brand care există și în România. Acolo 90% dintre produse, și nu exagerez, deci nu exagerez, erau produse turcești. Eu, ca să găsesc un detergent, un brand care se găsește la noi, a trebuit să caut printre rafturi, pentru că era plin de N mărci produse la ei. La fel se întâmplă cu brânza, cu lactatele, cu cărnurile, cu absolut tot. Deci ca să găsesc din brandurile astea care se nimeresc la noi pe piață peste tot, a trebuit să caut prin rafturi. Da, zi. De aia ei, dacă nu vă supărați, dacă de aia ei l-au avut pe Suleiman Magnificul și noi nu. Pe bune acum. Asta e realitatea. Nouă de la Ștefan, salut. Deci acolo se muncește, se produce ceva, oamenii încearcă să facă. Aici vezi foarte ceva. Rar, la capitolul 8, deci merg să-ți cumpăr, bă, mă duc să iau, să-mi fac o tocăniță frumos cu barabule, vreau niște barabule să merg cu tare, să ție barabule, sunt și produs în România. Acum trebuie să recunosc, nu ne-am învățat încă să ne vindem produsele. Adevărul că produsele românești, cel puțin la barabule, le făceam referire, că am fost zile trecute. Când te uiți la ele așa, te zici că au făcut război, nu altceva. Deci cum să spun, săracele sunt năcăjute, s-a mărâte, zvai de mama lua, adică și ambalajul și toate astea, știi, parcă nu ne ajutăm să promovăm, știi, să mergem înainte, nu știu cum să spun, știi? Și bineînțeles, trenează frumoase și așa mai departe, barabulele venite din unde? Din Egipt.
din Egipt, am văzut. Crescut din mâl de Nil. Da, vezi, și tot apare scuza asta că, mă rog, lanțurile astea de hipermarketuri nu doresc produsele românești sau pun taxe foarte mari la raft sau găsim o serie întreagă de explicații. Ăia cum reușesc, frate, da, deci au detergent super că mi-a și zis, da, ia de ăsta, de al nostru, că e foarte bun, e obișnuită că la noi cei românesc nu e, pare rău, de foarte bună calitate. Da, într-adevăr, am cumpărat super, deci la fel ca oricare alt brand din afară. Adică îl încerci odată și nu greșești, nu? Da, da, nu zici. Că nu am greșit, adică merită. Ce înseamnă chestia asta? Pe adunat înseamnă ceva bănuți, pentru că cumpăr, nu? Pe de o parte stimulezi economia, nu? Păi, și în aceeași măsură îmi stimulezi și buzunarul. Nu foarte mult, dar mi-l stimulezi cu câțiva firfirii ai acolo, știi? Adică de câteva cafele. Și tot e o chestie, știi, până la urmă, că pentru că refaci două lucruri deodată și bașca mai rămâi și cu calitate. Da, nu? Și vorba de economia națională. Noi nu producem mai nimic. Dacă nu produci mai nimic, de unde vrei, păi, Dumnezeule? Păi, noi suntem o națiune, că dacă eram o națiune, aveam o economie, dar suntem o națiune. Noi suntem așa o populație decât de... O populație, ca să zic așa. Luăm un pic de pauză, după care ne întoarcem pentru că avem revista presei, lucruri interesante sau, băi, frate, băi, avem ședință de consiliu local decât joi, pijoi. Ne întoarcem, nu plecați, revenim, avem și revista presei, spuneam, avem și horoscop, bineînțeles, și ceva showbiz. Toate astea, dacă rămâneți cu noi, revenim. După o foarte scurtă pauză publicitară, ca să mă exprim așa în termeni foarte... Deci suntem din nou împreună, stimați prieteni, și vorbim despre ce astăzi? Eu zic de bilanț. Adică câți au fost, dacă au fost mai mulți, mai puțini, vorbim de pelerini. În obiectiv, în pagina a doua din obiectiv, aproape 20.000 de credincioși la hramul Mănăstirii Sfântul Ioan de la Suceava. Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava și-a sărbătorit ieri hramul, iar potrivit estimărilor jandarmilor, numărul credincioșilor care au fost în curte și în vecinătatea mănăstirii a ajuns la 10.000, tot atât de mulți fiind însă și cei care au întâmpinat cortegiul cu racla Sfântului pe străzile orașului, comparativ cu anul trecut. Numărul credincioșilor care au asistat la slujbă în preajma mănăstirii a fost egal, însă aproape de două ori mai mare pe străzile unde a avut loc procesiunea cu Sfintele Moaște. Credincioșii care s-au încheiat la racla cu moaștele Sfântului pe perioada când a fost depusă în baldachin până la debutul procesiunii au fost mult mai mulți față de anul trecut. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către un sobor de preoți, în frunte cu un alt preasfințitul Teofan, metropolitul Moldovei și Bucovinei, în alt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevii și Rădăuților, în alt preasfințitul Teodosie Tomitanul, arhiepiscopul Tomisului și preasfințitul Macarie. Ca în fiecare an, potrivit tradiției, noaptea de dinaintea hramului, sub zidul mănăstirii, au dormit sute de maramureșeni. Acum trebuie să spun că n-am văzut o aglomerație foarte mare. Eu nu contest statisticile, nici pe departe. Eu însă încerc să să văd chestia asta prin prisma aglomerației. Eram obișnuit și pentru că vin dintr-o zonă, venitul dinspre Litezi, să spunem, Ipotei și așa mai departe, însemna pe vremuri foarte complicat, adică autobuze cu MM, autocare cu MM, BN și așa mai departe, adică foarte, toate erau parcate în zona aia, deci cu mulți spre cetate, să spunem așa, toate erau parcate în zona aia, traficul era infernal acolo. Trebuie să recunosc că ieri cu mare ce greutate am putut contabiliza 4 autocare, adică din mersul mașinii, vreau să spun, 2 undeva într-o parcare privată și cred că 2 pe stradă am văzut. Rest, mașinuțe mici și așa mai departe. De asta îmi spun eu că nu spun că statisticile sunt bune sau nu, eu am fost la număr, la așa, deci nu știu cum să socotez, cum se fac socotelele astea, așa. Pe eșantion, pe pătrate, n-am pe cum de se jandarmeria, habana. Din câte știu, se ocupă cu numărul. Întreb, că am zis ca idee așa. Nu știu cum. Dar mie mi s-a părut că de la an la an, spre exemplu, nu interesul, poate și interesul, dar nu neapărat interesul atât cât transhumanța asta, să spunem, vis-a-vis de procesiunile astea religioase cu sfinții locului și așa, sunt în scădere. Probabil, zic eu, pe de o parte, cred, vorbim și de criză, pentru că și criza, aș spune, bine, la noi nu e criză în România, că creșterea economică una debordantă, să spunem așa, una greu de suportat, dar plecăm totuși la premisa că suntem într-o criză prelungită și lipsa banilor a adus la așa ceva și nemai punând s-au schimbat generațiile. Generațiile, cele au venit generații mai tinere, care au lăsat, să spunem, în plan terțiar chiar relația cu
relația cu, cu credința, să spunem, nu? Așa, cu partea de religie și de creștinism. Da, cred că e o generație care se raportează mult mai puțin la ce înseamnă ceremonialul în sine, pentru că eu cred că foarte mulți dintre noi confundă, știi, credința cu ceremonialul religios. Fac lucruri automate, fără să aibă neapărat, știu eu, ce... Știi? Pentru că între credință și ceremonial... Îndeplinesc cutume, foarte frumos, drept pentru care s-au achitat de sarcinile... Deci am fost, ce am făcut? Băi, am făcut, aia am făcut, aia am făcut, dar cu... Acum grăind și de astea. Exact. Deci se duce la spovedanie împărtășanie, iese de acolo și o ia de la capăt. Dar ritualul în sine a fost îndeplinit, omul este... Se pare că generațiile acum au schimbat schimbă, un picuț... Da, și au alte așteptări, iar cred că atitudinea... Spiritual, creștinesc, vorbind lucrurile, cred că sunt așezate altfel. Eu cel puțin asta am văzut, sper să nu... Adică nu mi-am propus nici să supăr, chiar dacă supăr, dar nu mi-am propus pe nimeni. Cel puțin asta a fost senzația mea, că n-a fost aglomerația și dacă, mă rog, sunt, probabil că, mă rog, mă va contrazice cineva vreodată, senzația că de la an la an lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Mi-aduc aminte că, mă rog, s-au adunat ceva de când stau prin Suceava, mi-aduc aminte de vremurile când acele, spuneam, meme-uri și bene-uri, pe atunci era cu numerele, nu erau ca acum, cu litere, erau 1 Suceava, 72-25, că știu că mă rog. E, și așa venea unul Bistrița, unul Maramureș, unul și așa mai departe. Veneau, era o aglomerație fantastică. Zilele de sărbătoare din această perioadă, zilele nu de Sfântul Ioan, de Sânzâiene, cum erau, erau o aglomerație fantastică în Suceava și îmbrăcămintea asta specifică zonei Ardealului, a Maramureșului și a Bistriței, era predominantă, adică n-aveai cum aproape să mergi. Pe când acum... Bine, lumea e și mult mai ocupată, generația asta tânără e mult mai ocupată, stai să te gândești că ai o zi plecați liberă, parcă n-ai vrea afară, da, să te duci pe drumuri da. Și să stai în căldură. Ce bă, să... mai stau, mă mai duc, lasă, mă mai hodinesc. Deci, lumea e multă, e foarte adevărat, dar cred eu că de la an la an, chiar dacă îi supăr pe cei din care au făcut statisticile, de la an la an lucrurile, nici măcar în zona, n-au rămas în zona la fel, că am auzit la un moment dat, știi, adică numărul a fost cam același. Cred eu că numărul a mai scăzut. Probabil că am supărat, dar nu contează. Asta am văzut. Ar trebui să recunoaștem față de noi înșine foarte multe lucruri. Aici avem iarăși o problemă, știi? Pentru că dacă le-am recunoaște față de noi înșine, nu ne-am mai luat atât după statistici și n-am mai încercat să acoperim gunoiul. Să ducem sub preș. Da, să punem sub preș și toate sunt în regulă. Știu că am mers dimineața, spre exemplu, am venit în oraș și mă și gândeam, bă, frate, ce mi-a trebuit, băi, să vezi ce nebunie acum, mamă, că liniște, frumos, fără nicio fel de problemă, o zi normală, așa. Cu totul întâmplător, veneam spre casă, era jurul prânzului și am ajuns. Era ceva un picuț pe trotuare, să spunem, era un pic de agitație, așa, până spre zona magazinului Bucovina, știi? Și zic, băi, frate, mi-aduc am nimerit prost. Aglomerație, trafic, acum să vezi, blocat, nu mergi, nu... liniște totală. Deci cam așa, mă rog, cam asta e imaginea pe care am văzut-o eu. Dacă am văzut-o altfel, mea culpa. Pagina 3 din obiectiv, 20 de cupluri de aur premiate ieri de primarul Ion Lungu. Ieri la ora 15:30 primarul Lungu a amânat diplome de felicitare, buchete de flori și niște premii în bani cuplurilor din Suceava care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă. El a adăugat că ar vrea să se întâlnească alături de aceste cupluri și că vor avea serba 75 de căsnicie. Una din doamne care a urcat pe scenă alături de soțul ei pentru a primi diploma i-a luat Ion Lungu să rămână în continuare un primar gospodar. De altfel, primarul Suceava a ținut să-l felicite și pe maestrul George Sârbu, care a urcat pe scenă alături de soția sa, nu pentru a susține spectacol, ci să primească și el diploma pentru cei 50 de ani de căsnicie neîntreruptă. Cine ar trebui felicitat în chestia asta, când e vorba de 50 de ani? Ambii? Da, ambii, evident, da. Nu? Că au reușit, nu? 50 de ani. O viață de om. Dar ce spune o viață de om? O 50 de ani, totuși. Îi felicităm și noi. Pentru răbdare. Pentru răbdare și pentru că au găsit calea. Foarte important să găsești calea de a face așa ceva.
Tot obiectiv, 191 de elevi au absentat de la evaluarea competențelor digitale, la proba D a BAC-ului din acest an, cea a competențelor digitale. Din cei 6.528 de elevi înscriși, doar 6.337 au fost prezenți. În urma susținerii acestei probe a reușit că 488 de candidați sunt începători în utilizarea calculatorului, 1.704 au cunoștințe medii, 1.691 dețin cunoștințe avansate, iar 2.446 sunt deja experimentați, adică cei care mânuiesc calculatorul fără niciun fel de problemă în toate zonele. Și spuneam, 191 au absentat. Fluturași. Nu în zona politică, nu în zona, abar n-am, în zona decât de mediu, nu. E vorba de fluturași de care? Fluturași de hârtie, care au fost împrăștiați. Pentru că de ce? Pentru că au trebuit să facă distribuție, un nou mod de a distribui. Știi, mâine, păi mâine o să aducă tot din avion, o să-ți aducă cumpărăturile acasă. Se cheamă prevenire. Deci aia se cheamă titlul prevenire, păi de acolo trebuie să ajungem. Da. Fluturaș de titlu prevenire. 35.000 de fluturași distribuiți din avion de polițiștii suceveni. Având în vedere faptul că sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh Rusalele Ortodoxe coincide cu zilele Sucevei și sânzienile compartimentul de analiză și prevenire a criminalității din cadrul IPJ Suceava și polițiștii de proximitate au desfășurat activități preventive menite să asigure un climat de siguranță al cetățenilor și al turiștilor sosiți în zonă pentru serbarea evenimentelor. Astfel, în parteneriat cu Aeroclubul Frătăuții Vechi, e gata aeroportul la Frătăuți, mai ridică să la Suceava. Și o să fie și internațional, nu? Și o să meargă Boeing-ul. Zice, bă, unde mergi să le ieși? Știi că o să fie ca la Paris. Unde cobori? La Charles de Gaulle, nu, mă duc la Bove. De așa o să fie și Frătăuți, un soi de Bove, așa, știi? Spuneam, în zonă unde au fost manifestări culturale și artistice, în Suceava au fost distribuiți într-un avion 35.000 de fluturași cu recomandări preventive pentru populație ce vizează prevenirea furtului, nebuzunare, gen și poșete și prevenirea infracțiunilor de tâlhărie cu următoarele mesaje. Fii atent, nu indiferent. Și alege să nu fii o victimă. Cu toate astea... Cred că când pleci de acasă, așa te gândești, băi, atent, aleg să nu fii o victimă. Da. Deci azi trebuie să aleg. Victimă sau nu. Și sună telefonul. Alo? Cât? Acum am plecat. Cât să trimit? Cine? Băiatul? Fata? 7.000? Acum! Nu? Și cu aia, cum îi spuneam aia, bă, frate? Cârpita, cum îi avea? Calica, așa. Cu Calica care neapărat a vrut musai și s-a rezolvat problema. Era deci mai primis... eficient, cred, dacă se urca un polițist pe scenă acolo sau... Și povestea. Și spunea clar, fraților, atenție la poșete că umblă ăștia de... Era, da, și mai știu de care o să vedem că în presa de azi am văzut și exemple. Sunt, jandarmii au avut o acțiune de genul ăsta și au depistat băieți cu fără aripă, dar cu aripă, aveau mâna, dar nu aveau, și așa mai departe, în zona cerșetoriei. Protest liberal la piciorul podului neterminat de la Roșcan-Litieni. Bă, dar asta nu s-a terminat podul ăsta, numai că era vorba că s-a terminat. Nu, în 50 de zile. E cu parapanta, deci acum bucata asta într-o parte în alta, deci nu poți altfel, nu? Ca să ajungi la un stâlp, la altul la picioare, deci cu parapanta, nu? Sau pe să mergi pe coardă. Nu, adică pui și mergi cu brrr, faci de ăla, cum e ăla cu la munte când mergi să te joci la copăcei cu alea cu legate între copaci, între... Da, nu știu cum se cheamă acum, da. De-aia, așa, mă rog, un fel de... Tirolian. Tirolian. Tiroliana se cheamă? Mulțumesc, domnul Denici. Deci, apreciez. Ce te faci când n-ai care îți vezi? Deci cu Tiroliana, ca să zic așa, adică treceai de pe poduri, știi că rezolvi problema. Nu poți trece cu Tiroliana cu mașina, dar poți să încerci. Cert este că protestul a fost la podul neterminat de la Roșcan-Litieni. Nu se poate. Asta este o răutate cu podul neterminat. 15 persoane din Litieni au protestat ieri sub podul ce face legătura pentru 300 de oameni între case și proprietățile lor. Acum 3 zile, președintele CJ și prefectul județului au dat asigurări că maxim 50 de zile lucrările vor fi terminate. Pentru că aveau permisiunea de la primărie, 15 persoane conduse de liberalul local Ștefan Florescu au stat sub bolțile podului neterminat vreme de 2 ceasuri, păziți de 5 jandarmi. Nicio oficialitate nu a venit să le asculte păsurile. Deoarece fiind că erau prea mulți. Noi totuși am înțeles, nu acum, ca și protest. Deci avem două teme, da? Prima. Legătura este între 300 de oameni, de o parte și cealaltă. Câți au fost la protest? 15. Și ăia adunați, ăia cu mătru, prietenul, fratele, cu da, ai, m-a lăsat singur, băi, dar am făcut, băi, da, ai, mă rog, pescarii eventual, știi, eu mai pus pe aia la socoteală, dacă mai pus și jandarmii, ea că au ajuns la 20, că erau 5 jandarmi și 15 protestatari, 20, bă, din 300 care aveau acolo, adică putea să fie, nu știu, protestul putea să fie cu 100,
Nu știu, atunci spuneam, uite, se mișcă în Suceava, s-a mișcat o chestie. Un protest făcut pentru nemulțumire și s-a întâmplat acolo. Nu știu, cred că mai trebuie Bax să Albina. Treacă vreo două generații să aibă cu tot o altă mentalitate ca să putem... Și generația să fie de asta de tip 50, adică 50 plus 50 încă 100 de ani ca să ne schimbăm noi, să ne vină în șava, 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 cât de cât, cât de puțin în cap. Eu personal nu cred. Da, mă rog, mea culpa dacă evaluarea e făcută prost. Ci că din ce în ce mai multe bătăi în județul Suceava. Da, vedem în fiecare zi asta, pe fondul consumului de alcool, dacă se poate. Noi eram recunși. Băi, zice, jacă, blugi mi-am cumpărat, nu? O leacă de bataie, știu, plec la București. Cam așa era pe vremuri, știi? Ca să te poți descurca în lume. Deci, la noi se pare că, ca să și existi în Suceava, o leacă de bataie, dacă știi, treaba în regulă. Un șofer vitezoman a fost oprit în Câmpurungul Moldovenesc și cu viteză și bat. Alcoolemie aproape de 1. Ai gafat melodia? Așa. Dacă tot am spus de alcoolemie, ia fă-te de aici. Cum deschizi iară sau cum Stratan. Vine nota de la poliție, este pe fondul consumului de alcool. Pe fondul consumului de alcool. Consumului puțin, de puțin alcool. Puțin, cât e puțin. Eu mi-are numai e boțoțân și am să beau. Atâta până când am să aflu și ni poate să-mi spui cât să beau să cei. Nu mă vine când dau încet să mă îndrept, genunchii cad pe lângă chef. Eu n-am știut că dacă ești bat te faci deodată acrobat. Să-și adă tăți cum eu în jest, se vadă tăți și eu învăț. Să-și ungă tăți cum eu mi-a unț, cu grijă cât unde ajuns. Mă țin de tăți și stă-n bar, dașeală mai tare de pahar. Eu încă nimeresc să torn cu toate că aproape dorm. Dar dacă nu dorm înseamnă că-s treaz și afară încă iaz. Eu pot să mă țin și-ntr-o închișor pe mână, dacă-s pe ușor, dar eu mai beu. Puțin cât e puțin. Din păcate nu e puțin cât e puțin, că da, e cam da. Mult, așa, dacă nu mai e. Ori beu, ori suntem tăiere, ori fac treaba bine până la capăt, ori nu. Deci o treabă sănătoasă, iar știi ce face orice om sănătos la cap după ce bea zdravă? Se urcă la volan, ăsta mai nou. Păi da, bineînțeles. Mai nou, da, vrei să mai mergi acasă în pat să te vadă lumea că ești bat. Nu, cu mașina păi, da, neapărat. Păi dacă mergi bat și nu găsești drumul, e ceva... Ușor, stânga, e pe principiu aproape ca la vals. 2-1, pac, te vede lumea, bat, comentează, așa? Deci urci în mașină, bat și știi cum te duci acasă, cum cobori, nu? Deschizi portiera, și te recuperează nevastă, poartă, știi? Da. Vine nevastă, cochii și drag de tine, ai în casă, cam așa e. Asta dacă ajunge în regulă. Da, ăștia suntem, aproape 7.000 de elevi susțin astăzi prima probă din cadrul evaluării naționale, pagina 4 din monitorul. Emoțiile absolvenților de clasa a 8-a încep astăzi, când e programată proba la limba și literatura română. La nivelul județului Suceava sunt așteptați să participe 6.837 de elevi care vor susține examenul în 154 de unități de învățământ. Examenul de evaluare din acest an va fi la fel de strict ca și anul trecut și asta datorită faptului că toate centrele de examinare vor avea montate camere de supraveghere, astfel că elevii vor trebui să se abțină să trișeze în vederea obținerii unei note mai bune. Frauda și tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din sală și acordarea notei 1 la lucrarea respectivă. Bun, acum și copiatul ăsta, știi, trebuie să știi și ce să copii, foarte important, și unde găsești, adică dacă tot te inspiri, măcar să fie la, știi, la subiect, așa, știi, pentru că am mai văzut chestii de genul ăsta. De inspirație, pac, copiat tot, a ieșit fresh, tot. Profesor sunt. Notă, 3. Nu copiat ce trebuia. Trebuia, era în cant, n-avea niciun fel de treabă, adică, știi? Dar el a copiat. Deci cam și acolo ar trebui până la urmă să ai ceva cunoștințe, adică copii, dacă ai mai trecut prin școală, așa să copii doar de dragul de a copia, mai complicat. Gospodării inundate și linii electrice avariate în urma furtunii de ieri după amiază. Pagina 5 din monitorul, spuneam că vremea se manifestă în ultima perioadă, eu, adică cum să spun, ori am uitat, ori nu prea am mai văzut, adică, știi, tot așteptăm căldura, tot, băi, căldura, vine o zi,
vine o zi când ne vom călduri, dar până atunci ziua aia nu mai vine și vine ploaia, pică într-o dată, fulgere, chestii, trăsnete, ploaie într-o jumătate de sat, spuneam în cealaltă nu, și așa mai departe. Și cantitățile sunt impresionante și așa deodată, să spunem. Furtunul destul de puternic s-a bătut asupra mai multor zone ale județului Suceava după amiaza zilei de ieri, fiind inundate câteva gospodării, în timp ce o linie electrică ce alimenta în jur de 1000 de abonați a fost avariată. Comitetele pentru situații de urgență au intervenit prompt în toate situațiile și nu au fost probleme care să le depășească competența și capacitatea de intervenție, a spus prefectul Sucevei, vorba de domnul Sinescu. Au rămas fără energie electrică abonați de pe la Plutonița Frasin, de la Costileva Brodina și undeva au mai fost probleme la Marginea Mălini, cu gospodării inundate și afectat un pod undeva în municipiul Voitinel. Deci toate astea s-au întâmplat ieri, dar la Voitinel acum face un pod de la cu 4 benzi în loc de era un pod cu tuburi. La câți bani primit face pod cu 4 benzi numai pe pod, știi? 4 benzi pe pod, 2 și după aia îl îngustează ca să revină înapoi la câte 2 benzi, știi? 7 tineri au ajuns la spital după ce au consumat etnobotanice. Pagina 5 din Monitorul. 7 tineri au ajuns în acest an în spital din județ după ce s-au făcut rău din cauza consumului de plante etnobotanice. Au recunoscut că au fost victime acestor substanțe cu efect halucinogen. Noi înregistrăm ca și consumatori de plante etnobotanice doar persoanele care admit în fața medicilor din spital că au apelat la astfel de substanțe, spune responsabilul cu presa din cadrul DSP-ului, este vorba de Adrian Popescu. Numărul celor care au avut nevoie de îngrijiri spitalicești din cauza etnobotanicelor este în creștere. În 2011, numărul celor care au încercat droguri și au admis acest lucru la spital a fost dublu. Adică efectul este până și în județul Suceava. Spunem noi că suntem bucovineni, suntem aici, clar nu se întâmplă, noi nu facem, nu dregem și așa mai departe, dar lucrurile se pare că sunt într-o oarecare măsură sub tăcere, așa, parcă nu? Da, sunt sub tăcere ca mai orice în România, știi, lucrurile neplăcute în general la noi se țin ascunse, nimeni nu o să spună niciodată, trebuie să faci, știi, investigație, așa, vine nimeni să spună, domne, avem o problemă. Deci nicio instituție din România... N-are o problemă. Eu vreau să văd instituția aia care este în stare să vină în fața publicului și zică, fraților, nu știm ce să facem, sau avem o problemă, sau fiți atenți, sau nu există așa ceva. Da, îți dai seama, rămâne, scoate postul de manager la concurs, n-are cum, adică nicio instituție nu, toată, o vezi pe Mariana Câmpeanu, domnișoara Câmpeanu, de la, să aibă o problemă, nu. Mă refer și la astea domnișoară. Amicii locale. Da, astea luăm așa. Da, o luăm piramida. Piramida, știi? Mii de oameni prezenți la Zilele Siretului, ediția a 6-a, pagina 10-a din Monitorul. Aproape 6.000 de oameni au participat în perioada 21-24 iunie la cea de-a 6-a ediție a Zilelor Orașului Siret, care a debutat vineri cu un recital susținut de, facem pariurile, de, Recolciuc, domnule, asta-i. Urmat de muzică de fanfară. A fost și Laura? A fost și doamna Laura, nu. În deschidere rugat pe cel Adrian Popoiu, primarul orașului Siret, care a făcut câteva precizări. Suntem la cea de-a 6-a ediție acestor zile de sărbătoare în care vreau să mulțumesc Consiliul Local, Casei de Cultură și toată invitațiilor și publicului. Unul dintre scopurile pe care le include acest spectacol este promovarea valorilor locale, de aceea am încercat să aducem cântăreți din Siret, iar în al doilea rând vreau să menționez că toată organizarea o facem fără lucrări din bugetul local pentru că avem sponsori și asta a motivat doar de faptul că e nevoie de bani, de șava bani. Mulțumim regiei, foarte promptă, foarte, foarte, foarte promptă. Nu? Cred că abia aștepta să pronunț. Și apropo, cum am spus, pang, m-a și rezolvat. Pagina 12 cea din Monitorul de Suceava, putem să dăm bucata aia cu Mansor? Ai, spune. Deci m-a citit cu asta. Anii s-afară, ești la toamnă, se las mândri, li se moare. Păi mă, anii s-afară, la toamnă, ai nici la vară, ai sâna-s mândrin, li se moară, măi, măi. Ci! Şai, la 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 la. Da. Monitorul, mulțumim, apreciem, mulțumim. Monitorul, pagina 12, cerșetori, voiajori, unii cu false handicap, ridicați cu dupa jandarmeriei dintre enoriași. Cert este că cei de la jandarmerie au avut de lucru și se pare că și-au și făcut treaba. Numărul foarte mare de oameni ajuns la Suceava la procesiunea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava a atras ca și în fiecare an numeroși cerșetori, foarte mulți din alte județe. Aceștia intră în categoria cerșetorilor voiajori care se deplasează în diferite localități la evenimentele care adună un număr mare de oameni și unde au șansa de a aduna sume importante. Adevărat că cerșetoria asta, așa, pe surse vorbind, este una chiar foarte profitabilă. Adică
strâng băieții pe zi sute de lei, ca să zic așa, de ăștia noi. A fost o campanie, adică milioane chiar. Da, cu câțiva ani, în care ne arăta foarte clar cât câștigă unde ăsta de pe drumuri. Deci știu că s-au focalizat foarte mult pe București atunci și arătau și acolo falși, dintre ăștia cu false handicapuri și așa mai departe. Tocmai. La noi era un caz, țin minte, cred, anul trecut, dezbătut în media, despre o cerșetoare, sper să nu greșesc, venită din Botoșani, care făcea zilnic naveta, deci când venea, făcea naveta, mă rog, Botoșani cu taximetru, își plătea taximetru, stătea aici la hotel undeva în zona Burdujeni și asta pentru că își permitea, pentru că veniturile erau de câteva milioane de lei vechi pe zi. Doar din cerșetorie, din dăm și mie că n-am găsit necăjit, că toate alea. Jandarmii care au acționat ieri în zona Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou, pe traseul pe care s-a desfășurat procesiunea, au avut ca misiune principală depistarea cerșetorilor care strânesc mila oamenilor prin false handicapuri, dar și a celor foarte insistenți care deranjează mulțimea. Maiorul Bogdan Cornaci, purtătorul de cuvânt al jandarmeriei, a precizat că au fost depistate, îndepărtate din zonă și amendate persoane din Buzău, Botoșani, Durhoi, Hârlău sau Pașcani, care apelau la mila publicului. Sancțiunile s-au îndreptat spre cerșetorii care mimau false handicapuri și spre cei care agasau publicul prin insistența lor. Adică, de principiu, dă! Păi nu, că trag, te trag. Dacă poșetă și așa. Dăm că trag, știi? Dacă nu. Și de aici de cazul unui tânăr de 26 de ani de la Hârlău, meșterul de la Hârlău strică bun și face rău, recidivist condamnat pentru furturi, care cerșea și avea o aripă ascunsă în mânică și cerea bani pentru că are ceva, un copil bolnav, că asta e rețeta de succes. Un copil bolnav, eu știu un caz în Suceava a unui tip care tot așa a început cu cerșitul cu copilul bolnav, copilul de mult nu mai există și el a rămas să cerșească în continuare, că dacă tot s-a prins, știi? Tot și folosește același discurs. Crainou, pagina a treia, Iana Sânziana și Casa Bucovineană, eveniment desfășurat ieri, se dorește a fi piatra de temelie într-o campanie de promovare și informare ce are ca punct central proiectul Salvează Satul Bucovinean, proiectul inițiat de doamna Cașovski, conferențiar la Universitatea din Suceava. Ca toate subiectele grele cu implicare pe termen lung și foarte lung, un frumos demers universitar riscă să se piardă din cauza lipsei noastre de atenție, distrasă continuu de tumultul cotidian. Și asta e foarte, foarte adevărat. Așa când vezi, am văzut ieri, spre exemplu, tot spuneam în jurul amiezii, veneam spre așa și am văzut unul îmbrăcat în costum național. Era reprezentativ, mustățoai, albi, chestii, un gospodar îmbrăcat. Și îți atrage atenția, nu poți să nu, știi, îți atrage atenția de regulă că mergi pe stradă, vorbesc de noi așa, de noi de gen masculin, care nu avem o problemă de hedonism, așa, când merg pe de-alea cu care au probleme cu lungimea fustei, știi? Adică, pe principiu, iaca este, iaca nu-i. Și îți atrage atenția și mergi foarte greu prin trafic, pentru că trebuie să mergi pe banda întâia și cu viteză mică, ca să poți să faci spălături loculare. E, uite, ieri, știi, paradoxal, costumul popular, chiar, cum să spun, atrăgea, am văzut în stație, că era undeva în stația asta la policlinică, pe partea spre Burdujeni. Uitau admirativ, ce chestie, îmbrăcat în costum, în strai național. În rest, mai găsești pe aici, pe acolo, cu cât te depărtezi, să spunem, de zona municipiului, eu știu, în zonele mai îndepărtate, acolo mai găsești, așa, la zile de sărbătoare, duminici, mai găsești, portul popular este încă folosit. Cu cât te apropii de tumultul nebuniei, s-a terminat. Păi da, numai. Știi cât costă o ie în magazin ca să te duci să-ți cumperi? Asta e adică nu mai deci cumperi. Deci eu una aș umbea aș vrea. Cumpăra, aș vrea, da, dar, dar nu, dar aș vrea, dar nu. De ori la preț da. Și zic ok, poate mai caută. Da, și zic că la urma urmei, între o poșetă de piele de firmă și una unicat făcută la comandă de un meșteșugar, dumneavoastră nu ați preferea să fiți unică, evident. Numai că ori ei vuiton, ori de meșteșugar, parcă pe acolo e pe undeva, nu? Pe undeva, adică nu chiar. Apropo, știți că anul acesta se poartă IA, adică IA. Deci, știi, Ada, da? Se poartă. Așa, și la ce mi-ajută, nu dacă se poartă. Dar și aici, mă rog, sunt niște imagini sugestive cu IA purtată. Gospodarul face cum e aia vara sanie și iarna car, adică caruță, ca să zic așa. Autofreze și utilitare pe șenire pentru iernile grele. Unde s-a întâmplat asta? În pagina 3 din Crainou ne spune că se întâmplă la Consiliul Județean. 24 de autofreze și 6 vehicule utilitare pe șenire pentru intervenții în situații de urgență determinate de zăpadă.
vor fi achiziționate de autoritățile din regiunea Nord-Est printr un proiect de finanțare, sau mă rog, cu finanțare europeană. Potrivit șeful administrației județene, Cătălin Nechifor, în urma situațiilor de urgență întâlnite în ultimii ierni, care au determinat intervenții grele pentru dezăpezire sau pentru salvarea unor persoane blocate din cauza viscolului și a insulelor abundente, autoritățile din cele 6 județe din regiunea Nord-Est au depus un proiect de cu finanțare prin POR pentru achiziționare de autofreze și vehicule utilitare cu șenile. Proiectul numărat de 21 de milioane de lei, cofinanțare de 418 de lei, presupune achiziționarea 24 de freze, de autofreze, din care 5 pentru fie județele Suceava și Iași, 4 pentru Bacău și Botoșani și câte 3 pentru Neamț și Vaslui, plus 6 vehicule utilitare, câte 1 pentru fiecare județ. Partea ce revine în județul Suceava este undeva la, din acest proiect, de 3,9 milioane de lei. Ce spuneam eu și... Da, nu, erau, sper să avem și motorină pentru ele, nu? Că astea da, era o mare discuție. Dar ce să faci cu motorină? Astea merg fără motorină. Astea merg fără motorină. Cam atât, autofrezele merg pe principiu pe zăpadă, sunt autofreze de tip nou, deci ele merg cu zăpadă și dau zăpada la o parte, deci ele cumva achiziționează zăpada, fac cu turbină și pleacă mai departe. Cam atât din presa de astăzi, stimați prieteni, pe acorduri, să nu te pună păcatul să pui iară că-i... Deci, emisiunea ultimii 20 de pasă. Așa, deci, de minute, stimați prieteni, revenim, luăm ceva pauză, scurtuță și de astă dată, după venim cu horoscopul zilei de astăzi, spuneam, el ne mai salvează, cum e afară vremea? Acum întreb așa decât, ia că mă horâtă, ia că nici soare, ia că nici ploaie, ia că așa o vreme amestecată, ia că. Horoscopul, spuneam, o spune fiecare dimineață, ne mai salvează, astăzi e pe principiu ciocul mic sau răbdare, mai mult decât ciocul mic. Răbdare mai degrabă, da, să avem răbdare până multă. Spre după amiază. Și răbdător. Așa, fii un fel de pescar, așa. Până la urmă, tot are să vină ăla, nu? Porcușor, cum se chema peștele ăla mic? Când mergeam la pește și prindeam porcușor, nu? Are să vină în undiță, că de aleați pescărești. Ai venit peșteșorul de alte ori, ala cu dorințele. Știi care e prima dorință? Fără. Eject. Dorința 2. Dorința 3, Bahamas. Sau, mă rog, Caraibe. Sau... Da, deci nu peșteșor de aur. Revenim, stimați prieteni, spuneam cu răbdare la horoscop. După publicitate, probabil și showbiz, revenim. Vrei să... Am revenit, stimați prieteni, din nou. Vrei un fundal ceva sonor? Nu, cred că mă lipsesc. Cred că mă descurc și fără foarte bine. Da, deci... Ok, am avut genericul, e în regulă. Da, deci putem, e regulă, nu? Da, putem să ne Răbdare, horoscop. Da, astăzi de dimineață cu oareși ce confuzii sentimentale, așa cum am spus la începutul emisiunii, suntem prinși între două opțiuni care parcă nu se pot concilia, totuși se poate, mai spre după amiază ne vine și gândul cel bun, dacă e să fim răbdători. Berbec, țineți morții și să clarificați un conflict cu sau niște probleme mai vechi acasă, dar aveți toate șansele să înrăutățiți și mai tare lucrurile. Discuțiile dumneavoastră vor trezi suspiciunea sau temerile soțului sau soției. Cel mai probabil vă veți lăsa copleșiți de emoții pe măsură ce veți vorbi și nu veți rezolva mare lucru. Mai așteptați până vă liniștiți și până ajungeți în starea în care să nu vreți rezultate imediate, pentru că se întâmplă că inițiem o discuție din care vrem neapărat să obținem ceva și atunci o împingem într-o direcție anume și nu este foarte bine. Cel puțin pentru berbeci nu e bine deloc în felul acesta astăzi. La birou nimeni nu pare să vă înțeleagă și riscați să deveniți victima unei serii întregi de confuzii. E modul universului de a vă spune că trebuie să încetiniți puțin tel ritmul. Taur, tendința este de a vă irosi în foarte multe activități, în încercarea de a obține mai mulți bani, dar nu faceți decât să creați haos și nu sunteți deloc eficienți, de aceea nici banii nu vin așa cum sperați. Este deci momentul să vă opriți și să vă stabiliți un cel clar pe termen lung, să mai reduceți din activități în așa fel încât să deveniți eficient și să produceți până la urmă și banii ăia. În plan sentimental, vă puteți exprima sentimentele și altfel decât verbal, e chiar mai bine să o faceți prin gesturi, fapte, decât prin cuvinte.
Gemeni, nu vă întindeți cu vorba, ceilalți pierd șirul și nu vor avea răbdare să vă asculte până la capăt. Sintetizați, mai ales dacă este vorba despre chestiuni legate de bani sau de domeniul imobiliar. În plan sentimental, puteți depăși împreună cu soțul sau soția teama sau reținerea de a discuta despre anumite subiecte mai sensibile. Important este să fiți serioși, pentru că din dorința dumneavoastră de a detensiona atmosfera cu ceva umor, ceilalți se gândesc că nu puteți fi serioși sau că nu luați lucrurile în serios și de aici o grămadă de reproșuri. Rac, de obicei vorbiți mult și despre orice, dar nu despre ceea ce vă roade cu adevărat. Chiar dacă în plan profesional problema noastră se încadrează într-o problemă de grup cumva, nu vă așteptați să o ridice altcineva în fața conducerii. Va trebui să o faceți chiar dumneavoastră, fie că veți vorbi în numele noastră personal, fie că veți vorbi pentru tot colectivul. Așa că un fel de purtător de cuvânt. Și unul care trage ponoasă. Racii, da, da, până la urmă. Okay. În plan sentimental, păi da, vorbeam mai devreme, dar cineva trebuie să-și asume și chestia asta. În plan sentimental, e greu de făcut diferența între ceea ce e doar mintea dumneavoastră și realitate. Temerile sunt în general nefondate, așa că încercați să acționați cu mai mult curaj. E vorba mai ales de asta e simptomatic pentru rac. Leu și pentru pești. Leu, nu știți cum să împăcați și capra și varza și dacă nu vă sfătuiți cu cineva, nemulțumirile și nervozitatea vor crește exponențial. Încă mai mențineți o mască de calm, dar dacă nu începeți să vă negociați poziția, mai ales în plan profesional, veți ajunge la izbucniri necontrolate care nu o să vă ajute cu absolut nimic, dimpotrivă. În plan sentimental, nimic nu se poate rezolva în grabă, mai ales dacă e vorba despre despărțiri, divorțuri, relocări sau chestiuni legate de creșterea copiilor. La lei există aceste probleme. La unii dintre ei vă recomand calm și foarte multă răbdare. Fecioară, nu sacrificați totul pe altarul muncii, desigur au început să apară rezultate excelente, motiv însă în plus să sărbătoriți cu prietenii și să nu să vă îngropați și mai mult în munca de la birou. Situațiile vor merge într-o direcție favorabilă astăzi dacă le lăsați în pace. Misterioase sunt căile Domnului, spune vorba de înțelepciune, așa că lăsați lucrurile puțin în voia lor. Fecioarele au tendința și nevoia de a controla absolut tot, vor ca să aplice regulile lor personale și atunci strică foarte multe, strică singure foarte multe oportunități. În plan sentimental aveți nevoie de liniște, dacă nu sunteți deja partea unui cuplu, nici nu vă agitați acum să vă găsiți pe cineva, meditați eventual la o relație trecută, nu tocmai plăcută, vedeți ce n-a mers bine pe acolo, un cuplu însă fecioarele astea sunt mai retrase, au nevoie de să stea cu gândurile lor acolo, nu vă gândiți, dar adică nu te gândi că e cine știe ce, lasă-o în pace. De ce dai veste de dimineață așa o veste, că acum aș putea de gânduri, acum rămânem fără operator, pleacă acasă. Păi nu, tocmai să o lase femeia în pace cu gândurile ei astăzi. Balanță. Dacă simțiți că nu se mai poate și gata, discutați deschis cu colegii și lămuriți lucrurile, dar nu este nevoie să o faceți pe un ton arțăgos. Nu e nimeni vinovat că până acum v-ați înghițit nemulțumirea și s-a construit acolo un set întreg de frustrări. În plan sentimental, balanțele se pregătesc pentru discuția cea mare, fie că e vorba despre o cerere în căsătorie sau, dimpotrivă, e vorba despre un divorț. Încercați să nu formulați prea multe discursuri în minte, oricum nu o să vă servească la nimic, abordați subiectul deschis și vedeți că discuția merge după aceea de la sine. Scorpion, înainte de orice, înainte de a acționa sau de a spune ceva, gândiți-vă dacă nu cumva deranjați sau răniți persoanele, mai ales cele apropiate. Aveți tendința de a fi prea duri în relațiile cu cei din jur astăzi, fie că vorbim aici de viața personală sau de aceea profesională. Aveți impresia cumva că vi se încalcă hotarele, iar dumneavoastră trebuie să le apărați, ceea ce nu este absolut deloc adevărat. Deci scorpionii în general au o atitudine defensivă, ofensiv-defensivă. Și nu e bine. În plan sentimental, scorpionii celibatari au impresia că dau mereu peste persoane mult prea serioase, prea conservatoare pentru gustul lor. Nu vă lăsați amăgiți de aparențe, mai insistați. Săgetător, de obicei sunteți îndrăzneți și băgăcioși, dar de data aceasta parcă vă sfiți să abordați o persoană care vă place sau să abordați un subiect mai spinos la locul de muncă. Este o zi bună pentru lămuriri, se vor crea și ocaziile cele mai bune, așa că nu ratați, nu le ratați. În plan personal este cazul să arătați perechii dumneavoastră că puteți fi și responsabili și că nu fugiți de fiecare dată când se ivește o problemă cât de mică sau o sarcină pe care trebuie să o îndepliniți. Că unii săgetători îi zice, du gunoiul și ăla iese pe ușă și se duce cine știe unde, fără să se mai uite înapoi, vine mâine. Căsnicia înseamnă muncă de echipă, arătați că sunteți partea ei și nu arbitrul de tușă.
Capricorn, nu sunteți siguri că ce să faceți în legătură cu un prieten sau cu o relație sentimentală, tendința dumneavoastră de a planifica totul în cel mai mic amănunt vă face să credeți că dezorganizarea celorlalți vă poate afecta pe termen lung, nu este neapărat așa. E bine să existe în viața dumneavoastră cineva care să mai răscolească lucrurile din când în când, fie și un amic de pahar sau vreo amică de cumpărături. La birou trebuie să faceți niște descoperiri de unii singuri, poate că nu este pe cea mai plăcută cale sau nu o să fie varianta cea mai comodă azi. Nu prea vă sare nimeni în ajutor, dar credeți-mă că este mult mai bine așa. Uneori, puși într-o situație tensionată, ne depășim limitele și descoperim că avem talente de care nu eram conștienți, cam așa e cu Capricornii astăzi. Vărsător, degeaba încercați să o faceți pe duri azi și pe insensibilii, pe severi și pe raționalii, nu vă veți simți nici dumneavoastră bine în propria piele. O infuzie de capital emoțional nu strică deloc, mai ales că luna plină de zilele trecute a trezit în dumneavoastră niște emoții uitate. Veți constata că în felul acesta se conturează mult mai bine și mai frumos planurile dumneavoastră afective sau, știu eu, proiectele din plan afectiv, iar perechea este mai cooperantă și mai deschisă spre compromis. Așadar, se pot rezolva mult mai multe lucruri cumva dacă vă lăsați emoțiile la vedere și nu veniți neapărat cu logica. Pești, sunteți nervoși și aveți tendința de a-i cotropi pe cei din jur cu suspiciunile dumneavoastră, cele mai multe nefondate. Sunt toate șansele să rămâneți singuri în arenă, într-un vălătuc de praf și o să vă întrebați unde a dispărut toată lumea, păi dacă îi tot învinuiți de una și de alta. Poate că în felul acesta veți constata că nu v-a cerut nimeni niciun fel de sacrificiu, iar dacă îl faceți benevol, atunci nu mai aveți dreptul să vă plângeți că l-ați făcut. Făcut sau nu, apropo de făcut sau nu, declarațiile politice pot fi la un moment dat chiar de showbiz. Pe fondul acestor evenimente tragice din Muntenegru, cu ai noștri români plecați acolo, bineînțeles că Corlățean n-a uitat, n-a omis să puncteze. Și a avut o declarație foarte șoc, așa. A zis la un moment dat că identificarea victimelor a decurs mult mai ușor cu cei care vorbeau. Nu? Da, adică oamenii au fost în stare să zică sunt Costel sau cine, știu eu ce este acolo. Diplomat. Păi nu este omul diplomat. Este diplomat, da? Adică este ministrul afacerilor externe. Ar trebui să... Normal. Asta e o chestie firească, știi? În general nu ne caracterizează diplomația. Sunt mai hrăniți aia care mănâncă. Firesc, frate. Adică nu mai facem precizări. Nu e... Deci că a decurs mult mai ușor, identificarea a fost în cazul celor care puteau să se exprime. Bine că s-au mișcat. Mie mi s-a părut că s-au mișcat totuși destul de repede față de altă dată. Cât de cât. Cât de cât, cu toate că și aici este un pic discutabil, ci că un tânăr îl întreabă pe un prieten care este deosebire dintre democrație și democrația socialistă. Ca cea, spune răspunsul bine, este exact ca cea dintre un scaun și un scaun electric. Acolo pe undeva, apropo de democrație. Will Smith, îl tot știm, l-am văzut în Bad Boys, în Independence Day, în ziua noi independenței, acolo a avut un rol memorabil, unul chiar care cred că l-a propulsat foarte tare, sau mă rog, și ăla l-a propulsat în ceea ce înseamnă actorie, showbiz și foarte, foarte mulți bani. Producătorii Independence Day s-au gândit la varianta 2, să meargă cu Independence Day 2, au și lansat-o pe piață cum că anul viitor va fi film și așa mai departe, numai că acum au o problemă. Deoarece fiindcă pentru că nu l-au întrebat pe Smith înainte ce își dorește, sau mă rog, cât își dorește din cașcaval. Și el a zis că vrea, nu mult, acum trebuie să recunoaște, nu chiar mult. Vrea pentru fiecare din astea, 2, 3, 4 și câte ori mai fi, către 20 de milioane pentru fiecare. Nu vrea mult totuși, dacă stai să te gândești. 20 de milioane dă, deci nu dă lei. Nu dă lei, hai să... 20 de milioane nu dă lei vechi, știi? Dă lei vechi, da. Dă dolari, ca să zic așa. Vrea un picuț ca să facă chestia asta, producătorii au rămas... Și n-a mers nici cum, cu gurile oricum căscate și blocate așa, ci că nu mai fac cu Will să gândesc la altcineva, dar totuși nu mi se pare să fie un preț super exagerat. De ce? Pentru că domnișoara Cher, da, care cântă și care se exprimă prin cântat așa, se exprimă oral, ca să zic, cu voce, a luat decât într-o seară la o petrecere, cât crezi că putea să ia? 6 milioane și jumătate. Tot de ăștia.
din America stricați și vai de mama lor și bun de nimic. Nu? Adică dacă la ei se poate, adică de ce Will nu putea să ia și el un picuț din chestia asta? Matematica este, cum să-i spun eu, matematica este necazul, e problema, e suferința foarte multor semeni de-ai noștri, că nu e problemă de matematică, de aritmetică, nu aritmetică. Adică începe cu examenul de clasa 8-a, da, și termină cu bacul, acolo sunt cele mai de la primele examene. Deci, da, la primele examene, tot când vorbim de mate, rezultatele la mate au fost dezastroase. Rezultatele la mate au fost dezastroase și alea pe share. Mulțumim. Mulțumim, nu, de ce să mai... Cum spuneam? Pe amore de share de 6 milioane și jumătate de coco. Problemele de matematică sunt, mă rog, sunt trăite, sunt uzuale pentru noi, oamenii. Nu sunt însă la fel de complicate pentru cine? Pentru plante. Pentru plante, frate. Deci asta ne spun, păi deci, n-ați știut, deci când treceți pe lângă o floare acum, dacă nu știți un rezultat, îi șoptiți. 3 ori 3. Panseluța, cât e, da, mulțirea? Că... 3 ori 3 și aia face, se mișcă de 9 ori, știi? Să dă parfumuri de 9 ori, de ca să... Plantele zic că capabile de calcule aritmetice complexe. Bă, ăștia de unde le scot pe toate astea? Știu. Nu, pe bune acum, de unde le scot? Adică de ce pune chestia asta? Cercetătorii de la John Innes Center din Marea Britanie, că ăștia se ocupă cu dobitociile astea, au descoperit faptul că plantele își ajustează rata de consum a amidonului pentru a preveni înfometarea în timpul nopții, că nu pot să se hrănească și să primească energie solară. Și asta o fac cu calcule matematice. Adică stă planta cu calculatorul, da? Și face cosinusuri, sinusuri, tangente, cotangente, integrale, nu integrame, nu? Așa mai departe, ca să vadă cum stă cu amidonul. Da, păi uite, vezi, n-ai văzut niciodată o plantă obeză. Dar nu-i grasă. Păi tocmai de aia că... Ele consumă exact cât au nevoie, ceea ce noi nu știm să facem ca și ființe umane. Consumăm întotdeauna mult mai mult decât avem nevoie. Din adică orice... stăm prost calculatorul. Și ne mai plângem după aia că suntem grași, că suntem bolnavi, că lumea e în criză, că lumea e poluată, că nu mai avem resurse... Că toate alea. Că toate alea, da. Că toate alea se trag până la urmă din calcule. Exact, din calculele. Deci o chestiune matematică. Să zic, o chestiune matematică și dacă plantele reușesc, păi noi ăia care umblăm în două picioare și mai spunem și că suntem oameni, într-o oarecare măsură și nu toți, nu? Adică de ce n-am putea să facem chestia și asta? Și foarte deștepți, da. Și bașca. Bine, ăia deștepți s-o strâns în... Eu plecat în zona Parlamentului acolo, guvernul acolo, s-o strâns deștepții. Apropo de deșteptăciune, am văzut-o taromul la un moment dat, pentru că era într-o pasă foarte, foarte proastă, și a adus manager din afară, un belgian. Ce a făcut managerul? Bă, ăsta s-a apucat să facă chiar treaba acolo, știi? Și a adus, a început să meargă treaba bine la tarom. În sensul că a început ușor, ușor să crească cifra de afaceri, a început ușor, ușor să vină și să se vadă și veniturile mult mai mari, așa mai departe. Ei, în momentul ăla lucrurile au intrat într-o zonă de nemulțumire. De ce? Pentru un tip care era șeful, nu știu, Consiliul de Administrație și așa mai departe, i-a spus belgeanului că e timpul să-și încheie mandatul mult mai repede, prin noiembrie, pentru că nu așa ne-a fost înțelegerea. Înțelegerea ne-a fost probabil să putem vinde flota, știi? Nu să o face să meargă bine, să meargă bine tărăm, ci să-l faci să poată să îl privatizeze eventual sau să-l vândă, să facă ceva de genul CFR egal GFR egal fier vechi. Că de ce nu, știi? Marca Relu Fenechiu. Relu Fenechiu, alias un fel de Voiculescu de PNL. Nu? Nu asta, nu așa funcționăm noi? Apropo de calculator. Așa funcționăm și probabil ca să fie avut... Să pui lucrurile la punct, asta implică disciplină, iar românul și disciplina nu prea se, în niciun punct. Întâlnesc. Nu se întâlnesc în niciun punct. Oricât de mult am vrea noi, n-au cum să întâlnească în niciun punct. Că un marinar român naufragiat ani de zile pe insulă pustie vede o navă, ăla disperat, Robinson Crusoe, pac, vede o bărcuță, coboară la apă, un alt marinar, coleg de-a lui, vine, acostează la mal și pune în brațe un malder de ziare și îi spune, citește-le și mai vorbim tura viitoare, dacă vrei sau nu, să pleci de aici și să vii acolo. Da? Apropo, lumea așa zis civilizată, știi? În lumea așa zis civilizată, într-adevăr. Da. Deci dacă îți mai trebuie atunci, mai grăim, mai vorbim. Până atunci însă, cam așa stau lucrurile apropo de lume civilizată. Cam atât, stimați prieteni, din lumea noastră a showbiz-ului, ce nu v-am spus astăzi este cum stăm cu valuta. La un moment dat am văzut o interpretare răutăcioasă, spun eu, cum că leu se depreciază. Nu.
leul nostru, ce să mai deprecieze? Dacă mai și depreciază cât este, e vai de mama noastră. 4 lei și 52 de bani cotația pentru un euro, 3 lei și 41 cea pentru un dolar american. Am putea spune, leul se depreciază, adică fără să greșim cu nimic. Și toate astea se întâmplă în România. În România liniștită, în România ascultătoare, în România obedientă, în România cocoșată și pregătită să o ia în continuare pe cocoașă. Toate astea însă nu se întâmplă în Suceava. Noi trăim într-o Suceavă prosperă, cu o creștere economică absolut fabuloasă, nu? Procentele sunt mult peste media națională, dar se vede deja cu ochiul liber, nu? Vezi, oamenii umblă deja în Suceava, umblă în Rolls-uri, în... Ce mașină avea Gigi Becali? Că în aia nu vine. Maybach, Bentley, deci de astea numai așa. Bentley l-avea ăla micul, de respira greu, Irineu. Așa, deci poate să se întâmplă câinii, Suceava. Câinii nu ar umbla cu covrigi în coadă dacă, mă rog, mâine, nu i-ar mâine, aduna dacă hingherii. Facem mâine, poi mâine facem și noi, construim în zona noastră turnuri de 50, de 100 de etaje, o să ne batem cu Dubaiul, nu? Pentru că numai acolo e o creștere economică atât de bodantă. Suceava e aproape, adică nu suntem, că nu-i depășim, dar suntem în coasta lor, în coasta lor, așa, adică stăm, le suflăm în ceafă foarte tare. Adică simt ăștia fierbințeală în ceafă, e fierbințeala din Suceava. Știi, în curând Suceava. În centru o să fie stație din aia de autobuz poleită cu aur, știi că anunța... Da, exact. Și nimeni, și nu, dar nu asta e, că o să fie poleită cu aur, dar nimeni nu o să zgârie, știi, că se ia aurul, pentru că toată lumea o să aibă acasă jilțuri, scaune de aur, adică o să fie așa o prosperitate de mare, că nu o să trebuie. Adică o să fie pus ăla de aur pe stradă și o să spună, băi, dar dă-l bă cu piciorul, să vină ăștia să mături mizeria de jos, bă, lingou, să le ia de aici, bă, să-l dea la coșul de gunoi, bă, să nu mai trebuiască. Apropo de Suceava, vise. Dar visele sunt corăbii lungi, niciodată să nu le alungi. Ok, cam atât, dar ne vedem și mâine. Mâine mai povestim despre prosperitatea din Suceava, se vede cu ochiul liber, spuneam, și din România în aceeași măsură și de liniștea noastră. Suntem foarte liniștiți. Parcă de ce am fi altfel, nu? Da, adică de ce am protestat? Zen, așa, minunat. Dacă toate sunt minunate, extraordinare, folosim și, nu, toate la noi sunt feng shui, așa ca să spun, nu, aranjate prin casă, prin Suceava, și pentru asta ești foarte, foarte liniștit. Economic liniștit, de feng shui ești liniștit, de ce ai fi supărat? Și să păi și protestezi, basca. Adică... Aromaterapie avem. Deci... Și să mai aromaterapia cum urmează. Deci acum am avut-o de zilele Suceava, a fost una de gen mici, că dacă nu aveam, de gen mici, coaste, și așa mai departe, amestecat cu ușor iz din stația de epurare, dar era oarecum acoperit, pentru că mai era și borhotină, era tot felul de lachiuri cu tare vodgă, răcăieli, toate alea combinate cu usturoi, deci nu prea chiar dădeai seama de unde vine chestia asta. Dar rămânem cu mirosurile din zona stației de epurare, rămânem în continuare și, ca să-l parafrazăm pe al nostru primar, până prin toamnă. Nu? Cam așa e atunci. Pa, atunci vine vinul și o să avem sărbătoarea vinului și pe principiu de-aș mai duce-o până la toamnă, leliță, cum o cheamă? Ioana. Da, deci, dacă ar fi să o mai fie, vom vedea atunci ce vom face cu mirosurile. Până atunci însă, mâine. Tomorrow it's another day. 007 scrie pe capul din oriceva, pe cum. Da, stimați prieteni, zi frumoasă de astăzi, prosperă, faceți-vă spălături oculare, nu știu cum o să fie vremea, o să fie așa o vreme încălșită. Și de soare, și de apă, și de mai o furtună, mai o descărcare electrică, pe unde, greu de spus, pe undeva prin Suceava, și asta pentru că șansele de precipitații astăzi în județul Suceava sunt foarte mari, undeva pe la 80%. Totuși, puteți să vă bucurați de zile, aveți mare grijă de dumneavoastră, nu uitați de spălăturile oculare și nu uitați să fiți, bineînțeles, cu noi aici, la Bucovina TV. Nu uitați să fiți frumos, să fiți la fel luni, marți și miercuri la Bucovina Activ cu mine. Dorel, la revedere!